5 de minute, poate 10 de minute. Nu se miște nimic aici. Zicem rugăciunea de multe ori cu buzele. De nu puține ori, nici măcar mintea nu este la rugăciune. La unde este? La grijile vieții, la cele ce am făcut în ziua respectivă, la copii, nu că ar fi rău să ne gândim la copii, dar atunci când stăm și vorbim cu Dumnezeu, oare n-ar trebui nu doar buzele, nu doar cuvintele noastre, ci și gândurile noastre unite cu cuvintele să se lanse la Dumnezeu? Dacă eu v-aș adresa dumneavoastră pe cuvânt, iertați-mă, și-a stat cu spatele la dumneavoastră, v-ați simțit bine? Așa face noi cu Dumnezeu. Din timpul mai zicem de ceva, cum mai zicem, unii dintre frații noștri se mai o bucurie aceasta pe care o avem noi, ca să putem să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Dar și noi care ne-a ajutat Dumnezeu de acasă, de unde am prins noi și stăm de vorbă cu Dumnezeu, am spus eu că mintea nu stă la rugăciune, dar nici inima nu stă acolo la rugăciune. Când am simțit că inima noastră, atunci când am citit o rugăciune de pocăință, s-a mișcat puțin. Știți când se mișcă inima la rugăciune? Când avem un necaz. Când avem o problemă. Când e bolnav copil. Când avem un proces greu. Când avem un examen de dat. Când Doamne ferește, ne-a luat foc ceva. Păzească Dumnezeu pe toată lumea. În schimb, dacă am auzit, iar să ne pădească Dumnezeu, că trebuie la urmările noastre groanțele sau obuzele, să vedeți atunci cum stăm în genunchi, să vedeți atunci cum inima noastră strigă la Dumnezeu, să vedeți atunci că poate și o lacrimă în inimă, poate și loc mai bine. Asta vreau să vă zic, iubiți credincioși. Când nu avem Duhul Sfânt, când nu ne străduim să chemăm pe Duhul Sfânt, când izbornim pe Duhul Sfânt din inimile noastre, prin păcat, prin patimă, prin gând necurat, prin cuvânturi, prin fapte nepotrivite, izbornind pe Duhul Sfânt, atunci inima încetul cu încetul se învătășează. Se usucă și se face aproape de treabă. De aceea, un proroc al Vechiului Testament, Ezechiel, așa zicea, ca și când el transmite cuvântul Domnului, a zis, voi luați în oamenii aceștia inima aceea de piatră și voi pune mie inimă de carne. Voi pune Duh nou în oamenii aceștia. Astăzi e ziua cinzecimii. Poporul evreu, în ziua aceasta, la 50 de zile după Paște, după Paște de nou, își aducea aminte de ceva. De două lucruri își aduceau aminte de evrei. Și aduceau aminte de momentul când s-a dat legea cea veche, adică cele 10 porunci, pe muntele Sinai. Pe ce erau scrise acele legi? Pe tablele de piatră, cu degetul lui Dumnezeu erau scrise. Dar vine Sfântul Apostol Pavel și ne zice, nu pe tablele de piatră vrea Dumnezeu să scrie legea. Dumnezeu nu ne dă porunci din afară. Dumnezeu vrea să scrie cu degetul Lui, în inima noastră, cuvântul Lui, dorința Lui, voia Lui. Asta avem noi astăzi la cinzecime. Nu primim legi pe table de piatră, ci primim pe Duhul cel Sfânt, care Duhul Sfânt ne învață cum să ne rugăm, cum să strigăm la Dumnezeu, Abba Părinte. Duhul Sfânt scrie cu degetul Lui în inimile noastre, atunci când îl chemăm și îl păstrăm. Ce scrie? Dragostea de Dumnezeu. Din care dragostea de Dumnezeu izvorăște dragostea. Și dragostea și atenția la sine. Pentru că, iubiți credincioși, tot dintr-o inimă care nu are Duhul Sfânt, tot dintr-o inimă pietrită vine și indiferența a nu puțin dintre noi câteodată și față de semenii noștri. Indiferența, nepăsarea, este semnul unei inimi care nu a fost cercetată de Duhul Sfânt. Este semnul unei inimi pietrite.
care are o problemă, prea puțin se mișcă ceva în lumea noastră. Prea puțin. Mi-aduc aminte că un an, doi, în urmă, eram la mănăstire și am primit un PowerPoint în care erau prezentate câteva situații comparative ca cu starea copiilor din țările bine dezvoltate și cu sărmani copilari de prin Africa. Vedeam acolo așa comparație. Un copil care schimbă adică și odată pe an și un alt copil din Africa, în picioarele căruia se aflau două sticle de apă minerală, de plastic ieșite și de vârf era legată o oasă și în spatele cărcâiului pe sus sticla respectivă era legat un nod. Mai era arătat cum un copil stă la masă din țările pe care Dumnezeu le-a binecuvântat, nu totdeauna pe timpul de toate. Un meniu variat și nu de puține ori bofturos copilul nostru. Nu-i place asta, dă-i cealaltă. Nu-i place lapte de acela. Trebuie să cumpărăm lapte praf, îmbogățit cu cereale, îmbogățit cu tăia tribune. Și pe de altă parte arăta un copil ale cărui faste, iertați-mă, le puteați număra. Și care nu mai avea aici pânte, nu avea stomac, ci avea o cavitate. Și care ținea în mână un soi de farfurie și aștepta la rând ca cineva să-i pună o coronită dintr-un vas. Și așa mai departe. La fiecare 5 secunde moare în lumea aceasta un copil sub 5 ani de subnutriție. A fiecare 5 minute. Și în fiecare zi moare în Europa 20 de copii care sunt bolnavi de boala aceasta de proceduare a cancerului, care nu-i prinde numai pe cei maturi, ci prinde și pe cei mici. Sunt invinovați de bolile acestea noastre. Cu ce e vinovat procul acela de 6 luni? De un an și de doi ani. Dar de vina cum se întâmplă asta? O fi noi ca Iov, ca să ne încerce Dumnezeu credința și răbdarea? Puțin cred că ne încadrăm în categoria aceasta. Cred că mai mult ne încadrăm în categoria acelora despre care Dumnezeu a zis că blestemate sunt cetățile acestea care ne ascultă de mine. Cred că facem și noi parte din acele cetăți pe care Dumnezeu, când a văzut că nu se mai întorc la El, a trimis nu dintre foc din cer, ci foc de plastic și ars cetățile respective. E bine, fraților și surorilor. Ar trebui, auzind de lucrurile acestea, să stăm acolo în inima noastră și să ne gândim. Când am spus eu ultima rugăciune, nu pentru copilul meu, și pentru copilul acela din spital. Și când ne mai plânge, că ne lumea lui banii pentru a cumpăra ultimul autobuz care a apărut. Și când ne plângem că nu avem ce mânca sau că nu ne merge bine, vă rog frumos, faceți o vizită la spitalul Vitezea Andrei. Din sali de spital Vitezea, unde se află o secție pentru îngrijiri paliative. O singură zi să vedeți. Și atunci vom vedea cât de recunoscători ar trebui să fim noi pe Dumnezeu. Când am făcut ultima dată un video în Sfântul Dumnezeu? Când am pus ultima dată un bănuț și pentru cei la care nu are? În vechiul legământ, 10% din ceea ce câștiga un om era pus deoparte pentru templu și pentru oameni sărmani. Om zice, dar de ce nu muncesc unii? Dar sunt unii care chiar nu pot să muncească. Un copil de autist are nevoie pentru tratament. În fiecare lună, de cel puțin 2500 de euro. Care părinți își pregătesc lucrul acesta? De aceea, fraților și surorilor,
astăzi, când noi am primit încă o dată și încă o dată, înnoind în inimile noastre, pe Duhul Cel Sfânt, îl rog pe Duhul Cel Sfânt, să miște puțin inima noastră, să vă arătești voi inima noastră, azi puțin, mâine puțin, și s-a dat pe pământul acesta uscat și, udându-se el, să răsară și rog frumos. Rog frumos pe care să-l aducem lui Dumnezeu pe rugăciune și rog frumos care să vindece insensibilitatea inimilor noastre și nepăsarea din viețile noastre. Nu putem să schimbăm fața Domnului și să-L îndecăm pe toți oamenii, dar putem pe aici, pe acolo, să mai facem și noi câte ceva. Vreau că avem de multă bucurie că de câțiva ani la Iași, uitați-vă ce program frumos a făcut la Facultatea de Teologie. Se strâng bărunți lângă bărunți și se cumpără ce se face. Și programul se numește Cuchia de Papuceni pentru ei. Pentru că prin zona aceea, spre estul țării, pe lângă Prut, sunt sate cu copii sărmani, care când se duc la școală, trebuie să se ducă și de cauciuc de plecat. Și din nou un copilaș, pe baza capelului, de preoți și parochi, cât un element de pantofi, pentru la toată, pe baza cu școală. Nu asta e și ei, că se leagă la școală. Putem de aici pe acolo să facem și noi pe ceva. Auzim acolo de un caz, auzim de timp, sunt atâtea cămine de bătrâni. Nu treceți indiferenți, fraților și surorilor. Nu putem cu bani, nu putem cu altceva. Cu ce putem noi să-L ajutăm pe cel care este acum în Africa? Prea mă rog. Dacă ne-am pus genunchii la rugăciune și după ce ne-am rugat pentru noi, pentru părinții noștri, pentru copiii noștri, spuneți, vă rog, rugăciune și pentru aceea. Că poate Dumnezeu cu rugăciunea ta să ne ducă de acasă, să le ajute și pe oameni. Îl numim pe Duhul Sfânt cu Împărate Ceresc Mângâietorului. Dacă am simțit noi pe Duhul Sfânt, am îngâiat cumva inima noastră, care plângea în fața lui Dumnezeu în pricina păcatului și Duhul Sfânt, prin iertarea dată de preot, ne-am îngâiat și ne-a liniștit. Vă rog, fraților și nu mângâiați dumneavoastră pe cineva acesta. Ne-a mângâiat Dumnezeu într-un necaz și ne-a izbăvit, fără să avem noi vreun mare merit. Fiți și dumneavoastră mângâietori și mai îngăduitori cu neputințele altora, așa cum și Dumnezeu a fost îngăduitor cu neputințele noastre. Ne-a scăpat Dumnezeu de boală, ne-a ajutat Dumnezeu copii. Fiți și dumneavoastră cu inimi mai mișcate, mai îngrijorătoare. Inimi de carne să dea Dumnezeu, nu inimi de piatră. O, Duhul Sfânt, vină și te sărășuiește frumos. Și cu apa și boiului tău, te sfințează pentru totdeauna pe prirea inimilor noastre. Dă-ne să avem ședere frumoasă pe stăm în fața lui Dumnezeu. La rugăciune, să nu ne fie rugăciunea de piață, nesimțitorată. Și dă-ne Duhul Sfânt, că atunci când auzim de unei carte asemenea noastre, să ne doare inima pentru Dumnezeu. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.